Thank you. What's the next? 20 years ago, we looked younger. În urmă cu 20 de ani, cu siguranță arăta mai tânăr. And lighter. Și mai luminos. And not as heavy as we are today. Și nu așa de gras cum sunt astăzi. But it is good to grow in Romania, I tell you that. Dar vă spun că este bine să crești în România, să crești în România. My dear wife who died 7 years ago and I moved here 22 years ago. Cu 22 de ani în urmă m-am mutat împreună cu soția aici, care din păcate în urmă cu 7 ani a murit. And it has been my joy and my honor to grow heavier in this country. Și am fost onorat și plăcut, impresionat ca să cresc în această țară. I have seen so much that I would never have seen if I hadn't been led to this beautiful country of Romania. Am văzut așa de multe lucruri pe care nu le-aș fi văzut niciodată dacă n-aș fi trăit aici în România. I have seen Camino Felix grow from almost nothingness to a comprehensive, a big ministry. Am văzut Camino Felix crescând aproape din nimic la ceea ce vedeți acum. And I have seen so many other beautiful ministries grow up parallel to Camino Felix. Și paralel cu Camino Felix am văzut multe alte lucruri crescând în orașul nostru. I have to mention Casa Minunata and Terra Nova that are both present here. Trebuie de asemenea să menționez Casa Minunată și Terra Nova, care toate sunt prezente aici. My life has been enriched in Romania more than any place else in the world. Viața mea a fost îmbogățită în România mai mult decât oriunde în altă parte a lumii. And tonight we are here to celebrate. Și în seara aceasta suntem aici să sărbătorim. Not the weight of ourselves. Nu pe noi înșine. But the fantastic work that God is doing. Și fantastica lucrare pe care